Salutare, băi băieți! Astăzi, după ce ați văzut acel episod, noi ne-am luat kill character, adică GCL, să spun așa, a murit, din păcate. Și chiar aș vrea să... Nu știu, acum începem să un alt caracter, să zic așa, o să vedeți pe parcurs ce va trebui să fac. Acum sunt cu Dacia mea, eu și cu Dacia mea, îmbrăcați la da, boschetărește, dar nu e nicio problemă. Am zis că mergem și ne găsim un loc de muncă cu Dacia. Trebuie să mă duc să pun la primărie. Bine că oricum era aproape, dar da, nu contează. Mă, povestea va începe în felul următor. Nu o să vă zic. O să rămâne totul o surpriză. Mergem, lucrăm. Cred că am și o idee ce o, mi s-ar potrivi. Noi suntem pe serverul WANTA pe România, vă aștept și pe voi. Haideți să facem cât mai frumos roleplay-ul, cât mai... să facem un alt fel de roleplay față de ce s-a făcut pe server până acum. Hai să muncim mai mult, hai să facem mai multe chestii. În esențial, am vrut să fac altfel de caracter, dar nu mi-a mers. Nu știu de ce și... Da, nu o să comentez la chestia asta. Hai să mergem să ne luăm jobul. Și după aia mergem repede. Suntem deja în safe zone. A schimbat foarte, foarte, foarte frumos. Economie, tot, 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 tot. Deci de acum, băieți, când faceți ceva, nu vă mai zic nimic. O să fie ceva... Puh. Hai să mergem să... Să pregătim ce avem de pregătit, nu? Adică... Da, ce să zic. Da. Prietena noastră Dacia. Probabil episodul ăsta nu o să fie așa lung. Dar pe viitor vă promit că voi face episoade mai lungi. Apropo, vreau să încep o nouă serie cu un alt joc pe acest canal. Bine, nu o să las nici un tapu. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să vedeți un alt joc. Gen, m-am gândit la un Just Cause 4, parcă, probabil deja am și postat două episoade, nu știu, o să vedem, sau urmează să fie postate. Eu am încercat să fac mai multe, dar, da, asta e ce să facem. Hai să mergem să luăm repede astea. Mamă, ce pe aici? Da, stai că mai bine că am auzit că pe aici să cam am niște mașini, gen. Nu e nimeni pe aici oare? Bună ziua? Nu e nimeni. Ok? Deci, da, suntem pizzari, fraților, pizzari. Adică, nu, bine, pizzari, așa am zis eu. Facem pizza, uite aici pe motul, tot, numai că nu, și-o băga mâinile un pic mai jos, dar nu e problemă. 4. Trebuie să fac două pizza 4, dar vom face un pic mai multe ca să avem la noi. Țărână, bine, facem mai multe, de mai multe. Deci asta țărânească, avem nevoie de o bucată. Așa nu zis. Dispecerea, să mergem. De am și început jobul, tot, am vorbit cu omul. Uitați aici, mamă, ce poftă am de o pizza voi. Acolo sunt roșile. Ia uitați, ceapa. Deci, da. Începem de la zero, băi băiatule. De la zero, deci nu știu, deocamdată facem tot posibil. De câte am înțeles, fratele meu a fost omorât de o grupare mafiotă. Eu am venit din altă țară, de pe Germania,
Și trebuie să mergem să-l căutăm. Să-l căutăm. Să căutăm oricare mormântul. Dacă nu l-o ars, dacă nu... Dar asta o să vedeți pe parcurs. Deci nu numai... Acum, repede, tot, țac, pac. Nu. Facem ceva frumos de acum încolo. Facem ceva frumos. Da, haide, frate. Câte mai am. Da, asta nu le băgați de seamă că... Da. Mai iau vă câte 10 sam din fiecare, cred că. Sau... Da, cam așa. Băi, aveți poftă de o pizza? De care? De țărănească. Avem aici 4 stagii. 4 stagioni sau diavola. Lăsați în comentarii. Mi s-a făcut un pic de poftă, așa când vezi frumos pe aici. A... restaurantul italienesc. Dar câte mai avem? Deci, țărnească, avem vreo 7. Da, ok, nu... Ajunge, zic eu. Sper. Hai să băgăm și de celelalte. Un pic pe acolo. Funii și de astea... Nu le băgați de seama. No, haide, mă. Încă o bucată să mai fac. Hai să face aluatul. Să pune acolo frumos la prăjit un altă carne. Și acolo e deja gata preparat în spate. E perfect. Deci jobul ăsta de început e perfect, bro. Mergi frumos acolo în showroom. Îți iei o mașină. O dace. Da, pe așa, da. Mai facem încă una și plecăm repede. Oricum, asta nu e job ilegal. E job legal, da. Băi, mie m-a plăcut cum am îmbrăcat oricum, adică... Numai oricum, frizura asta... Zici că mi-am pus un pom în spate și da. La revedere, mi-a făcut bine. Mai vorbim noi. Văd că acolo e un garaj. Hai să mergem repede să luăm mașina noastră. Nu asta care e aici, dar ok. Oh, mă, da. Nu. Trebuie pe aici să-ți las hârbu. Ia. Serios, pe aici trebuie să-ți las hârbu? Bă, nu văd poliția, nu văd nimic. Hai, mă. Care ca asta moștenitul de la fără tremeu, mă. Un pic pe aici, un pic pe acolo. Nu e niciun stres. Ne dă GPS-ul la 53 de mile. Mamă, am aici ce-mi trebuie, fră. Apropo, dacă ați avut în copilărie Dacia, orice fel de Dacia de genul acesta, lăsați și el în comentarii. Ia să vedem câți dintre voi a avut această mașină în copilărie sau a stat într-o mașină. Ai frate, știu că ți-a bune, nu mă păcăliți voi pe mine. Dă-i blana, dă-i. Noi suntem din Cluj, Ardelean, e aici, trebuie să le duc, cred. Na, tu l-ai dat mie. Dar nu va veni pizza. Eu îi dau mulți bani, ai dat domnul. No, tu le-ai dat mie, merem înapoi. Mai luăm pizza, dar nu. Ioi, merem în cealaltă locație. Da, deci asta trebuie să facem ca să muncim, să avem bănuți în 93. Să poate pe viitor o să dăm și un jaf la o bancă ceva, singur. De ce nu? Bine, glumesc, poate pe viitor o să ne facem mai mulți prieteni în care o să ne permitem să mergem. Și ce ai condus, bă, așa nebun? Bine, că nici eu nu condu mai ok, da. Ioi, domnul. Merea asta, zici că nu, zici că stă pe loc. Ne asigurăm frumos. Ia garda.
Ai, domnul. Hai că e verde, nu mă zic. Adică n-am. Oricum, cât vrei să prinzi cu un hârb de mașină. Să stă la roșu, dar nu. Semnalizăm așa că n-am. Nu. Unde se spune, mă? Fantomii. Ioi. Avem verde oricum, de nu cred că ne deranjează nimeni, nu? Sper. Bă, deci noi tot timp, noi de acum încolo, să spun așa, tot asta vom face. Deci tot. Asta vom face până vom începe să fim un pic mai sus. Vedem pe viitor. Bă, dar la ora asta o e chef de pizza, mă. La ora asta, mă. În seara aia v-am adus pizza. Dacă pizza am lăsat un pic.